Atât părinților care ne-au fost parteneri în educație în anii anteriori, cât și părinților care pentru prima dată pășesc în unitatea noastră preșcolară. Având în vedere mediul educațional adecvat, material didactic corespunzător, pe acest drum pe care îl pornim împreună, vrem să ne fiți parteneri dumneavoastră. Astăzi aici mulțumim autorității locale, domnule primarii de joacă, ambient educațional, condițiile pe care vi le-am putut oferi în anul trecut. Da. Un lucru e foarte important. Faptul că un an de zile ați acceptat condițiile pe care le-a cerut doamna director și ați îndurat și voi niște greutăți, deci eu pentru asta am venit astăzi în primul rând să vă mulțumesc. Unele toate vor fi puse la punct, mă refer aici la catering-ul respectiv. Deci sunt lucruri care nu au ținut de noi. Strict bucătăria, mă trebuie. Aici să înțelegeți voi că în astea două săptămâni, trei sau câte ori fi, sper să nu fie mai multe și să acceptați catering-ul ăla și leuțul ăla în plus la masă, că e păcat așa clădire, așa condiții să nu mai le trecem în cuvânt. În caz de necesitate, de pardon, da? dacă-ți bolnav copiii sau dacă plecați undeva, normal că nu suntem asus, în rest ar fi bine să frecventeze, să participe la activități, că atunci și pentru ei e folosul lor în primul rând. Mă bucur de un nou început de an școlar. Am participat la toate festivitățile, chiar dacă timpul a fost limitat, pentru că domnul viceprimar este în concediu și am ținut neapărat ca părinții, elevii, profesorii să fie salutați în mod oficial de către autoritățile gherlene. Am adus salutul meu, am adus salutul primăriei, salutul Consiliului Local, tuturor celor prezenți, le-am urat succes și sperăm că anul școlar 2014-2015 să deruleze în condiții normale. Nu sunt probleme din punct de vedere al organizării și noi întotdeauna ne-am mândrit cu rezultatele deosebite pe care elevii din școlile noastre le-au avut. S-au deschis și porțile grădiniței de pe strada Mihai Viteazu, grădiniță renovată sau reabilitată. Urmează să mă întâlnesc cu părinții, să stau de vorbă cu ei și să le mai cer o îngăduință de o săptămână, două, până lucrările vor fi finalizate în proporție de 100%. Astăzi pot să spun că în proporție de 98% lucrările sunt finalizate. Sunt mici lucrări care mai trebuie puse la punct. Gherla Info, tot ce mișcă în oraș.